Numele meu este Florența, am reprezentat instituția prefectului și am alături de mine una de echipă, colegiul de la instituția prefectului, Marea Lucru, în centrul activității de persoane de la persoană și în centrul județean de Adinei. Nu vrem să vă plictisim, vrem să fie o relaxare pentru voi, dar în același timp și o ocazie de a vă culege niște informații. Sunteți foarte sine, sunteți foarte frumos și aveți viața înaintea voastră, acum totul este minunat și, într-adevăr, foarte minunat și mai departe, doar că trebuie să știți că vă fac niște pericoli, să știți care sunt acestea și e vorba de ce alegeri faceți. Voi sunteți foarte prețioși pentru noi, pentru părinții voștri, pentru societate, chiar sunteți, deși dacă te uiți așa, nu pare acest lucru să fie real, dar chiar sunteți și o să vă convingeți de asta. Vrem să vă aducem informații privind ce se poate întâmpla dacă cedăm prea ușor unor tentații, care pe moment par plăcute, dar pot să ne aducă consecințe extrem de grave asupra vieții noastre și asupra viitorului nostru. Avem alături de noi doi tineri pe care ne-am prezentat, este vorba de doi voluntari din Spania, care activează la o asociație din Timișoara și care colaborează ca și voluntar și cu centrul de prevenirea traficului de ființe umane. Și este interesant să vă împărtășească și ei ce înseamnă voluntariatul, pentru că până la urmă o alternativă la droguri și alte lucrări din astea poate fi voluntariatul care să dea sens vieții noastre. Eu vă rog, centrul la Iron din Timișoara este o organizație care se implică foarte mult în prevenirea traficului de persoane, dar are și un centru de urgență, nu este pe o perioadă lungă, dar pe perioada fix de urgență, destinat victimelor traficului de persoane. Bun, și ca să începem cu acest subiect, cu traficul de persoane, nu o să încep prin a vă întreba ce știți voi despre asta, vreau să începem printr-un joc. Printr-un joc care se numește Prețul Corect. Poate că ați auzit de jocul ăsta, poate că nu. În mare, o să fie prezentate niște obiecte pe ecran, toată lumea vede acolo. La care aș vrea să încercați să le ghiciți prețul corect în euro, deci să vă gândiți să stea cu mâna ridicată până vor răspunde. Dar atunci când zic stop, nimeni nu mai are voie să ridice mâna. Înțelegeți? Deci o să ridicați mâna, stați fie ridicată, eu zic stop, nimeni nu mai ridică mâna. După ce ați răspuns și mi-ați spus suma la care v-ați gândit, o să puteți să lăsați mâna jos. Bun? O să vedeți că are legătură cu traficul de persoane. Spre final. O să ne puneți în poftim? Nu știu mai mult. Și? Există oameni care pentru a câștiga bani, pentru a câștiga ei, pentru propriul lor câștig, vând și cumpără alți oameni și în același timp exploatează alți oameni, deci îi folosesc, astfel încât ei să câștige foarte mult bani. Cam asta înseamnă traficul de ființe umane. O să-i las pe colegii mei să vă povestesc o puțin mai mult despre asta. Există foarte multe victime care sunt traficate internet, care sunt exploatate tot în România. Ajutor. Primește bani pentru traficanți. Ce ajutor? Muncești. O campanie realizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Alteori însă ajungem să trăim momente de foșmare. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că le o viață mai bună. Au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate. Le stigmatizăm și ne împărțim fără a ști ce trebuie născut. Thank you.
femei sunt forțate să se prostitueze. Iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălit. Sunt comisar șef de poliție Gherau Aurelian. Alături de mine este colega mea Adelina Rus, este asistent social în cadrul Agenției Naționale Antidrog, la fel ca și mine. Nu știu dacă ne-am mai văzut această formulă sau eu știu, o formulă mai completă. Ne-am mai văzut. Am trecut. Vreau să vă întreb dacă ați mai participat la activități organizate de Centrul Antidrog pentru a ști cam de unde să începem și unde să ne oprim. Ne-am mai spus anul trecut, nu știu, poate poate să aminte sala de sport, poate cei din clasa 10, am venit cu ochelarii care simulează starea de consum de alcool și de droguri. Ați mai fost? Da. Atunci am mai povestit câte ceva despre droguri. Probabil, dacă mă duc aminte despre tipul de droguri, am mai fost și cu alte ocazii aici și în școală. Nu v-ați întrebat niciodată, nu v-ați uitat pe internet cam ce sunt drogurile? O definiție, mai tinere, că ai fost foarte activ, ca să se promit că o să vorbesc numai limba română, să mă înțelege 100%, nu în altă limbă. Hai, ajută-mă un pic ca să nu fac un monolog. Dar ascultați-l pe colegul vostru, că după aia mă ascultă și el după. Cum? Mai adaugă ceva. Mai vrea cineva să-l ajute? Deci probabil că, sau toți credem că le știm pe toate, știm unde să ne căutăm informațiile, dar uneori ne este mai greu, sau poate chiar lene, să căutăm anumite informații și le preluăm. Dacă vorbim toți unii peste alții, sigur este stereo. Vă ascult dacă vreți. Deci, uneori, poate că este greu să căutați anumite informații și le luați de la prima sursă, așa cum le percepeți. Vine un prieten, un vecin, un coleg... Ori în grașă. Deci, nu este valabil și la droguri. Dar drogurile sunt legale? Sunt legale. Sunt și legale și ilegale. Și ca să nu vă mai chinui foarte tare, o să vă spun așa o definiție cât de cât mai... pe înțelesul tuturor. Drogurile sunt niște substanțe, sunteți de acord cu mine, da? Care pot fi sub formă lichidă, solidă, cele mai cunoscute, da? Care pot fi legale sau ilegale și al căror consum, da? Cine consumă drogurile? Animalele consumă droguri? De regulă oamenii. Consumă și animalele, le dăm noi oameni. Mediul industrial, alte probleme cu animalele. Deci sunt legale sau ilegale, al căror consum provoacă fenomene de dependență și toleranță. Da? Sunt fumători aici acasă. În sală. Da? Ideea este că acest consum de iarbă, pentru că deci cred că este cea mai uzuală, cea mai ieftină, cea mai găsibilă și cea mai departe, poate să ducă la un consum mai mare de droguri. Da? Pe zona voastră, să știți că majoritatea consumă, sau 90% consumă etnobotanice. Etnobotanice sunt cele mai otrăvitoare, cele mai nocive, cele mai păcătoase. Pentru că nu știm și medicii nu știu de ce sunt făcute și beneficiarii oamenii care ajung să consume acest drog și merg la spital în urgențe, da, cu o supradoză, mai mult de o glucoză sau un ser până dimineață și o rugăciune la Doamne, Doamne, să nu moară, nu prea ce să-i facă, da? Cum a spus și colegul meu, avem foarte multe cazuri. Cele mai multe, din păcate, vin trimis și peste la glucoză, da? Adică, voi, pe lângă problema aia de dependență, aveți și o problemă legală, o problemă penală, da? De ce ajungeți traficanți? E simplu. Că spuneai tu, de unde are bani? Păi de unde poate să aibă bani dacă nu lucrează, da? Este și traficant. De ce este traficant? Ca să poată să-și procure și el la rândul lui mai ușor marfă și să vândă la alții. Și tot așa lanțul ăsta se tot întinde, se tot întinde. Ideea este că voi sunteți la început de drum, sunteți tineri, nu aveți de ce, cum să vă simțiți grozav, ca să consumați aceste
droguri sau să ajunge să consumați aceste droguri. Doamna Florența spunea la început de voluntariat. Să știți că nu sunt nici foarte tânără, nici foarte bătrână. Dar cam de pe la liceu le-am cam încercat pe toate. Și când zic pe toate, nu mă refer la toate drogurile, da? Mă refer la voluntariat, mă refer la sport, mă refer la excursii, mă refer că a fost foarte popular. Și știți că vreau să spun lucrul ăsta pentru că mă consider puțin mai iată, așa că de vârsta voastră, mai apropiată. Și și toți vrem asta, că suntem tine, că la liceu. Vreau să fim fetele cele mai frumoase, cele mai cântate, cele mai populare, boboc, gâscă și așa mai departe. Puteți să fiți, puteți să